Salutare tuturor, aici Florin de pe fototutoriale.ro și în episodul de astăzi vom intra în Lightroom și vom încerca să ne familiarizăm cu interfața acestui program. Primul lucru pe care îl vom face este să intrăm, bineînțeles, în Lightroom. În momentul în care acesta se va deschide, vom vedea că acesta e alcătuit din vreo 6 zone de lucru. Și mai exact, vom avea zona de meniuri, în care vom avea diferite opțiuni pentru modulul în care ne aflăm și vom vorbi despre module în episoadele următoare. Avem panoul sau tabul în care vom avea modulul de library, modulul de develop și toate celelalte module. Iar în fiecare modul vom avea câte două panouri laterale, fiecare va veni cu diferite funcții dependente de modulul în care ne aflăm. În zona de jos vom avea fotografiile selectate, iar zona centrală este zona în care vom avea fotografia sau interfața modulului aferent în care lucrăm și aici vom putea face toate modificările pe care noi ni le dorim pe imaginea noastră. Odată familiarizați cu interfața Lightroom-ului, următorul pas este să învățăm despre cataloage și cum funcționează ele. Așa că în episodul următor asta vom face, vom vorbi despre cataloage. Nu uitați să dați share, like la acest filmuleț și să intrați pe pagina noastră fototutoriale.ro. Până data viitoare, aici a fost Florin și vă urez toate cele bune!